Ah, și din lungă și domnul Angel, am venit voi de fasoara principală de seara aceasta. Noi? Da. Așa, uitați, am venit să adăugăm bucurie, emoții în casa dumneavoastră. Cu acest buchet de flori, care sunt pentru dumneavoastră să vă bucure mai mult. Mulțumesc! Torta ca să vă îndulcească mai mult seara aceasta minunată. Mulțumesc! Și șampania ca să sărbătoriți împreună cu familia, cu prietenii, cu cei dragi. Mulțumesc! E, așa. De parte cât este să facem? Am ne dă în cap, nu știu, am au copii și soțul. Este din partea dumneavoastră, soțului, a copiilor dumneavoastră, care mă rog, nu s-a primit să fie alături lângă dumneavoastră în momentul acesta, dar cu inima și cu gândul sunt eu lângă dumneavoastră. Și mi-a transmis un mesaj de felicitare care mă rog să-l recit pentru dumneavoastră. Pentru o ființă unică și minunată, care îmi luminează viața cu un singur surâs, soarta să-ți dăruiască un curcubeu la fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, sănătate, împliniri și fericire. La mulți ani, draga mea soție. Mulțumesc. Și noi din partea companiei noastre vă dorim multă sănătate, bucurie. Să fiți mereu cu zâmbetul pe buze și ca surprizele să nu termină aici. Poate dacă aveți dumneavoastră ceva de adăugat, să-i transmite soțului. Nu m-am așteptat, m-am emoții, tremur toată, Doamne. Așa e viața asta, că nu putem să fim de timp greu. Și mulțumesc și tare îmi lipsesc, le duc dorul la toți. Și cred că pe curând ne-am întâlnit. Aproape, aproape vine anul nou și cred că da, vine Moș Crăciun împreună cu ei. Moș Crăciun, da, și cred că a să fac cadoușul lor. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos și tare mulțumesc. Nu am cuvinte. Sănătate lor și succes în lucru.